După ce în luna iunie anului curent, prețurile la carburanți au atins un nivel istoric maximal de 33,90 de lei pentru un litru pentru benzina cu cifra octanică 95 și 32,46 de lei pentru un litru pentru motorina standard, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică atestă actualmente o tendință de continuă scădere a acestora. Ieftinirea acumulată a carburanților din ultima perioadă este de circa 10 lei pentru un litru pentru benzina cu cifra octanică 95 și de circa 7 lei pentru un litru pentru motorina standard. Astfel, deși sunt înregistrate schimbări, acestea nu sunt esențiale. La data de 29 septembrie, Andrei a stabilit pentru ziua de astăzi următoarele prețuri maximale de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard. 23,91 lei pentru un litru de benzină și 25, 26 de lei pentru un litru de motorină standard. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică asigură consumatorii final de corectitudinea prețurilor maximale de comercializare a produselor petroliere principale de tip standard și reiterează faptul că mecanismul actual de formare a prețurilor generează prețuri corecte și transparente care reflectă fidel atât tendințele de creștere a cotațiilor internaționale cât și cele de scădere. Toate cele patru componente care stau la baza formării prețurilor pot fi vizualizate și verificate zilnic pe pagina oficială a Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică.